O expoziție cu un puternic mesaj antirăzboi a fost inaugurată la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Intitulată sugestiv Casa mea, My Home, expoziția reunește lucrări de artă contemporană ale artiștilor din Republica Moldova, Polonia, Ucraina și Italia. Alături de lucrările profesioniștilor sunt prezentate și desenele copiilor de la centrele de plasament pentru refugiații din Ucraina. Chiar din momentul intrării la expoziție, simți amenințarea acestor arme. Misiunea este de a opune rezistențe acestor arme și de a spune nu războiului, de a spune nu atrocităților, pentru că aceste arme nu sunt îndreptate înspre noi toți. Important a fost pentru noi să ne solidarizăm. Mihail Puzur, originar din Republica Moldova, a locuit în Harkov 42 de ani. A studiat la Academia de Arte, apoi a fost profesor la aceeași instituție. Războiul l-a făcut să revină la Baștină. Pictorul a realizat pentru expoziție o lucrare dedicată casei părintești, intitulată Răscrucea din satul meu natal. O răscruce din satul nostru, răscruce de acolo când eram copil, îmblam pe acolo, fugiam pe drumurile astea. În diversitatea de lucrări atrage atenția poezia Gloanțele din Mariupol, de Dumitru Crudu. O poezie pe care am scris-o chiar în clipile alea când Mariupolul era atacat de armata rusă. Poezia mea este despre faptul că nu trebuie să ne fie frică și să fim indiferenți. Trebuie să fim solidari. Expoziția promovează valori umane fundamentale. Ține de conceptul a ceea ce înseamnă acasă pentru noi. Deci este un loc foarte apropiat, dar în același timp foarte fragil în ziua de astăzi. Aici e vorba de o tratare nu obiectivă, nu casa ca element de construcție, dar emoțiile. Ce a lăsat, ce urme lasă războiul acesta. Mi-au plăcut lucrările copilașilor. Valeria are o lucrare cutremurătoare. Pete gri pe un fondal deschis, cerul la Odessa. Există multă lume care cumva vrea să vorbească despre acest fenomen, despre fenomenul războiului și nu se lasă cumva opresată, nu dă mâinile jos. Va fi pace, va fi totul, dar dacă nu va fi pace, nimic nu se poate face. Expoziția Casa mea, My Home, poate fi văzută la Muzeul Național de Artă până la 3 octombrie.